Pentru că e seara de rugăciune, vrem să ne rugăm. Scrie în Eclesiastul 3 cu 1 că toate lucrurile de sub cer își au vremea lor. De la acest verset există excepții. 2 Timotei 4 cu 2 spune, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui. Când? La timp și ne la timp. Nu mă opresc la versetul acesta. Am ales un altul. 1 Tesaloniceni 5 cu 17, unde scrie, rugați-vă neîncetat. Că Iacov spunea că mare putere are rugăciunea. Dar ce se întâmplă în timpul rugăciunii? Ce mi s-a întâmplat mie câteodată, poate și dumneavoastră, în timpul rugăciunii se produce o schimbare, o transformare, o metamorfoză ciudată. Eu am așezat rugăciunea între umilință și demnitate. Eu când mă plec pe genunchi, mă plec tare umil. De ce? Mă uit la dumnezeirea, la veșnicia Lui, mă uit la vremelnicia mea. El e din veșnicie în veșnicie. El e Alfa și Omega. Eu sunt un abur care abia se ridică și piere. O strajă de noapte, un vis la deșteptare, o iarbă cosită, zilele mele trec ca suvei, ca printre fire, și ele acolo, din veșnicie în veșnicie. Atunci îmi plec fața la pământ. Pe el cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde. Pământul, așternutul picioarelor. Eu sunt pum de țărână. Și am venit în rugăciune înaintea lui. Când privesc cerurile, Psalmul 8 cu 3, lucrarea mâinilor tale, stele, luna pe care le-ai creat, îmi zic, ce-i omul să te gândești la el, fiul omului, ca să-l bagi în seamă? El e Dumnezeu. Eu sunt om. Ar trebui să fiu fără minte să mă mândresc la rugăciune. Să fiu ca fariseul care vedea doar meritele. Atunci eu încep rugăciunea cu umilință. Mă proștern înaintea Domnului. Deasupra mea e cineva care mă vede. E unul care poate, ce eu nu pot. Și atunci îi spun, Doamne, dacă vrei, poți. Dar rugăciunea are putere. Eu nu rămân în starea asta. Că am așezat rugăciunea între umilință și demnitate. Și pe când mă rog așa, vine Duhul Sfânt și îmi spune, 1 Ioan 3 cu 1. Vedeți ce dragoste? O arăta Tatăl. Să vă numiți copiii lui Dumnezeu. Și suntem. Acum îmi îndrept privirea și mă rog ca un copil de Dumnezeu. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul Dumnezeului. L-am zis, toți sunteți Dumnezei. Din umilința mea, din smerenia mea, prin Duhul Sfânt, în rugăciune se întâmplă ceva. Dintr-o dată capăt demnitate. Acela veșnic, puternic, acela e tata meu. Eu nu sunt copil de președinte, nici de senator, nici de patron. Eu sunt copil de Dumnezeu. Odată un băiat o strigat la tasă așa. Tata, oprește-le acă soarele deasupra Gabaonului și luna asupra văii aia lunului. Să uita Dumnezeu, oh, să Iosua. Ăsta e băiatul meu. Oprit cerul și-a dat biruință. Că totul e cu putință celui ce crede. Aleluia. Și la Dumnezeu nimic nu e cu neputință. Plecați-vă pe genunchi, în umilință, în smerenie și să vă spună Duhul Sfânt, de acum ridicați-vă, sunteți copiii mei, spuneți-mi ce vreți, Doamne ajută. Eu am așezat rugăciunea între umilință
și demnitate. Între vinovăție și iertare. Am auzit hierofimii strigând în Isaia 6, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. M-am uitat la mine. Dacă zic că n-am păcat, îl fac mincinos. Nu e în mine adevărul. În fiecare zi mă lupt să-mi păstrez cugetul curat. Și noaptea, înainte de a mă ruga, spun, vai cât am greșit și am ziua de azi. Îmi văd vinovăția. Eu am fost zămislit în păcat. Și fără de legea mea este totdeauna înaintea mea. Mă văd vinovat. Și atunci mi-aduc aminte că vine Duhul Sfânt și îi spune în Fapte 10, 43, toți prorocii au prorocii despre El, că oricine crede în El capătă prin credință iertarea de păcate. Și îmi spune Duhul Sfânt, da, ești păcătos, ești un om, trăiești în fire, dar în locul tău a murit Fiul meu Hristos. În sângele Lui avem iertare de păcate, în rănile Lui avem tămăduirea de boli. Eu mă plec înaintea Lui ca un vinovat, Doamne, iartă-mă, iartă-mă. Și Duhul Sfânt îmi spune, cea mai mare valoare și lucru scump în univers îi sângele Domnului Iisus. El a murit pentru mine ca să mă scape de păcat. Și dintr-o dată, eu stau pe genunchi până simt iertarea lui Dumnezeu. Nu mă ridic de pe genunchi. Îmi fac vreme, îmi fac timp și mă rog, mă rog, până Duhul mă ridică și spune, ești copilul meu și primit de mine. Că am așezat rugăciunea între vinovăție și iertare. Am așezat rugăciunea între privat și obște. Eu sunt un pic egoist. Mă recunosc. Am soție, am copii, căsătoriți, necăsătoriți. Când mă plec pe genunchi, Doamne, ai milă de soția mea, a fost bolnavă de cancer, operată. Ai milă. E greșit? Nu, mă rog pentru ea. Pentru toți copiii, în parte, că fiecare e diferit față de celălalt. Mă rog pentru sănătatea mea, mă rog pentru casa mea. Încep rugăciunea cu privatul, dar nu rămân acolo. Tot mă rog, tot mă rog și ajung la frață din adunare. Și acum trec la obște. Rugați-vă unii pentru alții, da? Spune Pavel în Efeseni 6:18, și pentru mine, ca ori de câte ori, că rugăciunea e o luptă. Roman 15:30, luptați-vă pentru dragostea Duhului, pentru mine, rugăciunile voastre. Coloseni 4:12 spune, Epafras care dintre ai voștri să lupte pentru voi în rugăciunile voastre. Cât ai tu pe lista ta de rugăciune? În afară de cei din casa ta, tu ai tabel? Eu am ani de zile de când mă rog pentru unele persoane. Și nu pot dormi și nu pot trăi fără să mă rog pentru ei. Le-am promis și mă rog. Nu închid ochii, nu-mi pun capul pe pernă dacă știu că nu m-a rugat. Dar tu cât ai pe lista ta de rugăciune? Am fost în Spania cu fratele Octavian și acolo era un frate Tivda Petru. Îi paraliza, stă în scaun, deloc din marginea. Un om al rugăciune. Și i-a plăcut tare de Octavian. Și spune, frate Octav, te-am pus pe lista mea de rugăciuni, ești la numărul 730, nu știu cât, nu mai țin minte. Și noi am zâmbit amândoi, încă Octav spune, măi, dacă îți prieten și moare unul dinainte, mă bagi un pic în față. Și el spune, nu frate, dar pentru ăștia mă rog în fiecare zi, că n-am ce face, eu mă rog pentru toți ăștia de pe listă. Dar aș fi curios, tu cât ai pe lista de rugăciuni? Să vorbea ceva de mijlocitori în seara asta. Pentru cei care cântă, pentru cei care predică, pentru cârmuirea adunării. Lista cu mijlocitori îi deschisă tot timpul. Să vorbea aici de slujbe. Dacă nu știi exact ce slujbă ai, începe prin a te ruga pentru alții. Începe prin a mijloci. Când rugăciunea eu m-a așezat-o între privat și obște. Nu pot să ajung la cei de la terapie intensivă, nu mă lasă.
Nici măcar cu misionare din Africa n-am fost. Nici măcar în temniță cu acei care suferă pentru Hristos, eu n-am fost. Dar rugăciunea mea e cu ei. Eu mă rog pentru ei. Vă rugați și voi? Doamne, ajută-ne! Vreți în rugăciunea aceasta să parcurgeți distanța asta un pic de la privat la obște și să vă rugați și pentru alții? Eu am așezat rugăciunea între dorințele mele și voia Lui. Că eu am dorințele mele. Și mă rog, Tată, vreau să-mi faci asta. Și te rog, fă asta, te rog, Doamne, fă asta. Că și Domnul Iisus, când era în Ghetismani, și-a văzut paharul ăla cu spurcăciuni, toate păcatele erau în el, și toate bolile erau acolo, și-a mele, și-a tale. El era Sfântul, mielul ăla nevinovat, fără cusuri. O s-a uitat la pahar și a spus, Tată, îndepărtează paharul ăsta de la mine. Te rog, îndepărtează. Și a venit un înger, l-a întărit și a spus, dar nu cum voiesc eu, așa cum voiești tu. Știți ce se întâmplă în rugăciune? Cel puțin două lucruri. Unu, Dumnezeu poate schimba un pic planul care l-a făcut prin rugăciune. O vrut să numicească Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul și Țoarul. Dar la rugăciunea lui Lot a spus, Doamne, Țoarul lasă. Și l-a lăsat. O scăpat. O vrut să nimicească Ninive, încă 40 de zile. Și oamenii s-au pocăit. Și au amânat nimicirea. Avem cazuri de boli, de neputinți, de necazuri. Și eu mă rog, Doamne, te rog, asta e voia mea. Am dorința asta. Dumnezeu poate să te asculte, să schimbe planul. Dar de cele mai multe ori, în rugăciune se întâmplă altceva. Când Dumnezeu nu schimbă planul Lui, rugăciunea te așează sub voia Lui. Te rogi până accepti voia Lui și spui, Doamne, nu cum voiesc eu, facă-se voia Ta. Cred că maturitatea spirituală a unui suflet este când rugăciunea sfârșește până a spune, facă-se voia Domnului. Când am luat analizele la Suceava, mai povestit eu asta și îmi spune domnul creator, soția dumitale are cancer. Eu în naivitate mi-am întrebat, domn doctor, de la bun sau de la rău? Că eu știam că e de două feluri. Și el se uită, domnul creator, nu este cancer bun, tot e rău. Dar la soția ta e de la foarte rău. Du-te unde vezi cu ochii. La Suceava, la Iași, la Cluj. Dar m-am dus în adunare. Și când m-am dus în adunare, am spus, frate, sunt om normal, doar mă știți. Soția mea are cancer, vă rog, rugați-vă pentru ea, dar nu a intrat în post, în rugăciune. Zic, eu vreau ca să mai rămână, dar sfârșesc prin a spune cu durere, Doamne, facă-se voia Ta. Voia Domnului a fost să fie mai bine, să vină acasă și mulțumim Domnul. Mulți au rugat pentru ea și Dumnezeu a ascultat. Sunt momente în care Dumnezeu nu schimbă planul, nu schimbă hotărârea. Și atunci înțelepte ca un om matur să spună, Doamne, accept voia Ta. Ăsta e rolul rugăciunii. Câteodată schimbă Dumnezeu planul. De cele mai multe ori ne așează pe noi sub voia Domnului și ne spune, Doamne, facă-se voia Ta. Că eu am așezat rugăciunea între dorințele mele sub voia Lui. Am așezat rugăciunea între supraviețuire și belșug. Aici eu sunt mai aproape de supraviețuire. Rugăciuni dimineața cu grabă și noaptea obosit. Voi cum stați la capitolul rugăciunii? Aveți plus? Eu știu o mamă, știe și fratele Liviu, care se ruga și spunea copiilor, n-am bani să vă pun în conturi, copiii mulți, n-am bani. O femeie simplă. Dar mama o să vă pună rugăciuni în cont la Dumnezeu și într-o zi vă veți întâlni cu rugăciunile. Sunt copii binecuvântați. Eu aici la rugăciune, ce să spun, sunt restant. Dar spune Scriptura în Ioan, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă. Știi ce spuneau acei bolnavi de COVID? Că n-aveau aer.
Și mă uitam, cum să n-ai aer, mă? Măi, frate dragul, deschideam geamul larg și nu mi-ajungea aerul în plămân. Cum se poate? Avem aer cu porția. Hristos a venit să ne dea aer, să ne dea sănătate. Dar să ne dea din belșug. Noi trăim la cotele de avare în ce privește rugăciunea. Numai așa, numai că să nu spunem că suntem pocăiți. Doresc în seara asta, Domnul, să ne dea belșug. Și în seara asta să vă rugați până treceți un pic pe plus. Doamne ajută! Deci am așezat rugăciunea între umilință și demnitate, între vinovăție și iertare, între privat și obște, între voia mea și voia lui, între supraviețuire și belșug. O mai așez între doi parametri, între teorie și practică. Rugăciunea e modul prin care accesez binecuvântările. Ele sunt la Dumnezeu. Eu prin rugăciune mă duc și le iau. Vă dau un exemplu. Într-o familie, dar nu spun în ce familie, înainte de culcare, un copil spune, parcă am mai mâncat ceva, ar mai merge. Una spune, nu mai mâncăm, că ne îngrășăm. Până la urmă, a căzut de acord că un borcan de zacuscă ar merge. Hai, o zacuscă, că e ușoară. Du-te, te rog, adu-o zacuscă. Și unul spune, dar eu, ultima dată, tot eu m-am dus. E rândul tău, du-te tu. Eu zic, nu, el trebuie să aducă. Că tu n-ai fost de mult în magazin. Du-și și adu-o zacuscă. Eu vă întreb, gospodine, știți ce e zacuscă aici în America, da? Ce-i mai greu, de făcut zacusca sau de adus din magazin? Care știe, ce-i mai greu? E de făcut. Ei bine, copiii ăștia toți s-au culcat flămânzi, că le-a fost greu să aduc un borcan de zacuscă. Și câțiva copii leneși au adormit cu burta goală. Era acolo zacusca. Unul trebuie să o aducă. Noi avem binecuvântări acolo, la Dumnezeu. Eu trebuie să mă duc cu rugăciunea și să o iau de pe raft, să o duc în viața mea. Dar milenii, e greu. Și eu am așezat rugăciunea între teorie și practică. Eu vă spune, spor la treabă. Când merg într-o rugăciune undeva în Banat, într-o adunare, un mare, un frate în vârstă, trecut de 70 de ani, spune, frate, cu rugăciune avem probleme. Nu se mai roagă adunarea. Nu adunarea. Păstorii nu se mai roagă. Liviu, tu erai cu mine. Uite-l vezi pe păstorul meu asistent, îi tobă de carte. Are niște predici despre rugăciune. Uite, duminica trecută, o stat în birou. Când adunarea la timpul rugăciunii, el sta în birou, o mai verificat odată schița de predică. O venit și o ținut o predică bună despre rugăciune. Și o spus, acum intrăm în rugăciune. O luat caietul și o plecat în birou. Și spune, ce adunarea nu vede că el nu se roagă? Eu când vorbesc de rugăciune, aș vrea să trec de la teorie la practică. Doamne ajută-ne! Și acum vă mai spun un cuvânt. La evrei era altar, erau jertfe, erau rugăciuni, plâns și gemete. Dumnezeu a spus, nu caut la darurile voastre. Dar de ce? Era un motiv. Când vii înaintea lui Dumnezeu la rugăciune, trebuie să scoți orice motiv care ar împiedica. Și vă spun că în 1 Samuel 15:22, asta mi-a spus Domnul să vă spun, scrie acolo că ascultarea face mai mult decât venim, strigăm, asudăm, plângem, dar nu ascultăm de Scriptură. Asta mi-a spus Domnul să vă spun. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Scrie în Fapte 20:21, Pavel, ca să propovăduiesc pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus. Asta e ordinea. Pocăința, după aceea e credința. Căci credința fără pocăință e zadarnică, ca și fără fapte. Unii vin aici fără pocăință. Și în psihoza asta de masă, plâng, se roagă, cântă, cred, Doamne, dar ei n-au fapte de pocăință. Și atunci întreb,
La ce folosește o astfel de credință? Că Pavel spunea, eu am propovăduit întâi pocăința, după aceea credința. Domnul să ne dea pricepere. Amin. Și mi-a mai arătat Domnul că în familie nu trăim așa după cum trăim în adunare. Venim aici cu o imagine cosmetizată. Ridicăm mâinile, strigăm, ne înflăcărăm. Și spunea Domnul, dacă ar fi așa credincioși acasă, ce bine ar fi. Și îi spunea, fratele, tu spuneai, hai să începem pocăința, vorba bătrânilor noștri, pocăința începe de la vatră. Să fim pocăiți acasă, pentru că unii își manifestă bucuria, slujirea, pocăința la slujbele publice. Dar nu trăiesc pocăința acasă. Hai să ne rugăm Domnului să ne ajute să trăim pocăința acasă. La cuvintele care le-am spus, fie schimbarea asta în noi, fie transformarea asta în noi, plecăm dintr-un punct la rugăciune și ajungem acolo unde vrea Dumnezeu. Și rugăm pe Domnul să ne ajute să ne pocăim și în urma pocăinței să ne dea credința adevărată. Ne rugăm Domnul.